Bună seara, bun găsit la Obiectiv. Este anchetă internă la Spitalul din Târgu Jiu în urma unui concurs de angajare pentru un post de asistență la secția pneumologie. Procedurile de organizare a concursului au fost demarate luna trecută, însă totul s-a transformat într-un adevărat scandal, cu modificări de subiecte, anulări de probe, modificări de bareme și punctaje și implicita rezultatului concursului. 4 comisii au fost înființate pentru a analiza cele întâmplate. Interesant este însă faptul că, în ciuda greșelilor apărute care au favorizat una dintre candidate, comisia de concurs nu a fost modificată. Primele suspiciuni au apărut chiar în timpul probei scrise, când una dintre candidate a răspuns la cele 20 de întrebări ale testului Grillă în mai puțin de 10 minute. În acel moment, mai mulți candidați și-au dat seama că ceva ar putea fi în neregulă și au ieșit din sală, reproșându-le examinatorilor că totul este aranjat. Lucrurile nu s-au oprit aici și s-a descoperit după corectarea lucrărilor că pe foaia de examen au apărut întrebări din afara bibliografiei de concurs. Interesant este că una dintre concurente a răspuns corect și la întrebările din afara bibliografiei și a obținut 100 de puncte. Era candidata care terminase prima examen. În urma contestațiilor depuse, proba scrisă a fost anulată și a fost susținută din nou. Suspiciunile candidaților au continuat și după proba scrisă. Una dintre candidate, Maria Șerbu, a descoperit că 2 răspunsuri au fost notate cu 0 în loc de 5, deci avea un minus de 10 puncte, deși răspunsese corect. În cele din urmă, comisia de concurs a reușit să îndrepte eroarea și să valideze rezultatele. Urmează să fie făcută și angajarea. Dacă nu erau acordate cele 10 puncte după contestație, persoana angajată ar fi fost alta. Gigel Capotă, managerul spitalului din Târgu Jiu, a anunțat că a fost deja demarată o anchetă la nivel unității medicale pentru aflarea adevărului. Am avut niște semne de întrebare și au apărut sesizări și am aflat ceea ce s-a întâmplat acolo. În total, 4 comisii au verificat procedura pe perioada desfășurării concursului. Știu ce s-a întâmplat și în sală pentru că există înregistrarea video a concursului. Este o comisie care face verificări acum și va dispune măsuri. Concursul rămâne valabil pentru că după toate intervențiile, procedura a fost respectată, dar rămân acele semne de întrebare și vrem să vedem ce s-a întâmplat acolo, dacă este vorba de greșeli sau de o intenție a cuiva. Eu cred că a fost o încercare de discreditare a mea ca manager. După acest concurs am luat decizia de a modifica împreună cu specialiștii de la Consiliul Județean regulamentul privind organizarea concursurilor de angajare. Regulamentul de acum este copy-paste după lege. Ne trebuie un regulament mai clar care să explice în detaliu procedurile, să nu mai rămână semne de întrebare, a precizat Gigel Capotă, directorul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu. Ocolul silvic din Peștișani a fost amendat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj. Asta după ce inspectorii de muncă au depistat că angajatorul folosea pentru lucrări în silvicultură cazilie o minoră de 16 ani care lucra 10 ore pe zi și nu 6, așa cum prevede legea. Controle au fost efectuate și la școlile aflate în reabilitare, acolo unde reprezentanții ITM au găsit muncitori fără echipamente de protecție. Amendă de 6.000 de lei pentru un ocol silvic din Gorj care folosea cazilieră la munca în silvicultură o minoră de 16 ani care lucra 10 ore pe zi depășind cu 4 ore timpul admis de lege. Este vorba despre ocolul silvic din Peștișani, acolo unde inspectorii de muncă au efectuat săptămâna trecută mai multe controle. Un ocol silvic din județul Gorj a fost sancționat de către inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Muncă Nedeclarată cu suma de 6.000 de lei pentru nerespectarea programului de lucru în activitățile cu caracter ocazional desfășurate cu angajați minori. Angajatorul folosea pentru lucrări în silvicultură, cazilier, o minoră în vârstă de 16 ani care presta activitate 10 ore, deși legislația în domeniu impune o limită de 6 ore pe zi și nu mai mult de 30 de ore pe săptămână. De asemenea, inspectorii de muncă au aplicat amenzi de 3.500 de lei unor societăți comerciale care execută lucrări de reabilitare la 2 licee din Târgu Jiu pentru că muncitorii nu aveau echipamente de protecție. În cadrul unui control mixt al Serviciului Control Muncă Nedeclarată și Serviciului Securitate și Sănătate în Muncă, societățile comerciale care execută lucrări de reabilitare la 2 unități școlare din Târgu Jiu au fost sancționate cu amenzi în valoare de câte 1.500 de lei fiecare pentru lipsa evidenței timpului de lucru. De altfel, una dintre societățile comerciale amintite a primit o amendă în quantum de 3.500 de lei pentru că folosea la efectuarea lucrărilor o schelă neconformă, iar cel de-al doilea angajator a fost sancționat cu 4.000 de lei pentru că muncitorii nu purtau echipament individual de protecție a muncii. Și în perioada următoare, inspectorii de muncă vor efectua controle similare în județ. În 2 săptămâni va fi aprobată hotărârea de guvern pentru alocarea fondurilor necesare finalizării lucrărilor la stadionul municipal, anunță parlamentarul de Gorj, Florin Cârciumaru. Cu toate acestea, senatorul este de părere că nu va mai fi timp pentru încheierea lucrărilor în acest an la arena din Târgu Jiu. La rândul său, primarul Marcel Romanescu spune că deja a devenit o practică printre socialdemocrați să anunțe în fiecare săptămână că guvernul va aproba hotărârea privind alocarea finanțării de 5 milioane de euro pentru lucrările de la stadionul din Târgu Jiu.
Fostul primar din Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, este de părere că nu mai e timp ca lucrările la stadionul din Târgu Jiu să fie finalizate anul acesta, având în vedere faptul că trebuie respectate termenele și procedurile legale la licitație. Suma care va fi aprobată de guvern este de 5 milioane de euro. Documentația a fost avizată de Ministerul Finanțelor. Parlamentarul a vorbit și de situația variantei ocolitoare și a menționat că și autoritățile locale din Târgu Jiu trebuie să se implice în finalizarea celor două investiții. Eu știu că și-a dat avizul și Ministerul Finanțelor și că urmează într-o săptămână, în două săptămâni, să intre pe ordinea de zi a Guvernului. În momentul în care se aprobă de către Guvern această hotărâre, prin care să se aloce suma de 5 milioane de euro pentru lucrările de pe partea exterioară a stadionului, urmează celelalte etape, organizarea de licitații și mai departe desemnarea constructorului. Nu cred că va fi timp suficient să se termine lucrările care mai sunt de executat în această toamnă. Am abordat și pe domnul ministru al transporturilor pentru centura de la Târgu Jiu. Urmează să ne mai întâlnim și cu cei de la compania de drumuri de la București, să insistăm pe linia noastră în calitate de parlamentari, dar este bine să insiste și cei de la primăria Târgu Jiu, atât pentru centură cât și pentru stadion, pentru că sunt investiții mari și trăim în România și fără insistență nu se rezolvă nimic. În schimb, primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, spune că socialdemocrații anunță în fiecare săptămână că guvernul va aproba hotărârea privind alocarea finanțării de 5 milioane de euro pentru lucrările de la stadionul municipal. Acestea le-a solicitat sprijin parlamentarilor de Gorj pentru ca lucrările de la stadion și de la varianta de ocolire a municipiului să fie reluate. Edilul afirmă că însuși senatorul Cârciumaru a recunoscut că la centura ocolitoare există probleme majore și că s-a început greșit lucrarea. Marcel Romanescu a precizat că tot ce ține de municipalitate a fost dus la îndeplinire, respectiv a fost scos la licitație contractul pentru realizarea planurilor parcelare pentru varianta ocolitoare și speră ca o firmă de specialitate să le întocmească fără probleme. Îmi vine să râd, pentru că și în privința stadionului și în privința centurii, la momentul acesta nu avem finanțare. Lucru care depinde în mod direct de Guvernul României și indirect de parlamentarii de Gorj. Eu nu fac aici o diferență între unii și alții. E adevărat că parlamentarii puterii, în momentul de față, pot să influențeze această decizie. În fiecare săptămână aflăm că se vor aloca banii pentru stadion. Nici în această săptămână, din ceea ce am văzut în acest moment, n-au fost alocați banii pentru partea exterioară, realizarea exteriorului la stadion. Pentru centură avem aceeași problemă. Am văzut că domnul Cârciumaru a venit cu un mare adevăr. Că soluția pentru centură a fost propusă greșit de la început. Da? Nu știu dacă e o scuză, dar trebuie găsit o soluție. Noi am scos la licitație ieri planul de parcelare pe centură. Sperăm să se prezinte o firmă extrem de serioasă care să poată realiza planul de parcelare. Dar încă o dată le amintesc tuturor și celor de la companie că centura nu stă în loc datorită planului parcelare, chiar dacă au fost întârzieri de 6 ani. Dar nu din cauza aceasta nu se realizează centura în momentul în care discutăm. 200 de profesori gorjeni vor primi salarii mai mari cu 25% pentru următorii 5 ani. Asta după ce le-au fost aprobate dosarele pentru obținerea gradației de merit. De bonusul salarial va beneficia și inspectorul general al ISJ Gorj, Ion Ișvan. Gradația de merit se acordă cadrelor didactice care au cel puțin 5 ani în învățământ și au performanțe în pregătirea elevilor și care nu au fost sancționați disciplinar sau penal. Gradația de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2018 și reprezintă o creștere cu 25% a salariului de bază deținut. Bonusul se acordă prin concurs pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului școlar. La nivelul județului Gorj au fost depuse 277 de dosare în vederea obținerii gradației de merit, însă doar 200 dintre aceștia au obținut punctajul necesar pentru a primi mărirea salarială. Printre cei care au solicitat să beneficieze de gradația de merit se numără și Ion Ișvan, șeful inspectoratului școlar județean Gorj. Ișvan a obținut 79,50 de puncte. Ion Elena, a fost inspector școlar, a sesizat Ministerul Educației cu privire la obținerea de către Ișvan a gradației de merit, pe motiv că a fost acordată pentru activitatea didactică, nu pentru cea de la inspectorat, și că acesta are doar 2 ore pe săptămână, iar evaluările s-ar face numai pentru cei cu normă întreagă. Unul dintre criteriile de acordare a gradației de merit este ca solicitantul să fi fost evaluat cu calificativul foarte bine în ultimii 5 ani. Gradația de merit se acordă profesorilor cu vechime de cel puțin 5 ani, evaluați cu calificativul foarte bine în fiecare
fiecare an școlar, fără sancțiuni disciplinare sau penale, în perioada în care se realizează evaluarea și care au performanțe în inovarea didactică, în pregătirea preșcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinși la competițiile școlare recunoscute de Ministerul Educației, prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, în integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale sau tulburări de învățare în învățământul de masă, în progresele școlare ale elevilor în risc de abandon școlar. Sistemul de învățământ din România produce mai mulți perdanți decât olimpici. Învățământul din țara noastră este mai mereu criticat din cauza problemelor cu care s-a confruntat de-a lungul timpului. Acest tip de educație a prezentat mai mereu o imagine a extremelor. Avem școli de top cu rezultate foarte bune, iar pe de altă parte avem școli cu grupuri sanitare insalubre și rată de promovabilitate aproape de zero. Urmăriți în continuare un material realizat de reporterii Acces TV despre realitatea sistemului educațional atât din Gorj cât și din țară. Educația este mișcarea de la întuneric spre lumină, spunea filozoful american Alan Bloom. Suntem o țară în care analfabetismul și abandonul școlar fac parte din viața cotidiană. Vorbind despre dezvoltare economică, dar din păcate România ocupă primul loc la analfabetism la nivel european. 6% din populația țării nu știe să scrie și să citească, adică 150.000 de români trebuie să-și pună amprenta pentru că nu pot să semneze. 41% dintre elevi au acasă mai puțin de 10 cărți și cam același procent dintre adolescenții de 15 ani citesc cu dificultate. În anul 2016, aproximativ 40.000 de elevi au abandonat școala. Cele mai întâlnite cauze pentru care acești copii abandonează școala este sărăcia, dar și pentru a putea fi trimiși la muncă și a sprijini familia. Sărăcia subminează educația, iar lipsa educației blochează șansele copiilor la un viitor mai bun. Un studiu al Organizației Națiunilor Unite arată că în România cel puțin unul din trei copii trăiește în sărăcie lucie și este expus riscului de a nu ieși niciodată din mediul care nu-i oferă nicio șansă în viață. În țara noastră, educația a întâlnit mai mereu mari piedici în cazul anumitor persoane provenite din diferite medii problemă. România nu-și dă seama că sute de mii de români ratează șansa unui viitor mai bun prin lipsa învățământului. Există o corelație între sărăcie și lipsa educației. Oamenii care nu au urmat o școală nu conștientizează realitatea și nu găsesc nicio motivație pentru a le oferi copiilor lor dreptul de a beneficia de educația cuvenită. Nici în județul Gorj lucrurile nu sunt tocmai roz în ceea ce privește educația. Profesorii sunt nemulțumiți de nivelul salariilor și de faptul că acestea nu au fost majorate așa cum a promis guvernul. În același timp, unele unități de învățământ sunt fără autorizație sanitară de funcționare sau fără autorizația de securitate în caz de incendiu acordată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Gorjenii sunt și ei conștienți de problemele din sistemul educațional și spun că acestea vor lăsa urme asupra generațiilor viitoare. Cum vi se pare că profesori care au chiar și nota 2 și 3 ajung să predea? Păi puteți trage o concluzie. Când a venit nepoată mea cu media de 9-20 de la facultate, prima dată când a venit în oraș, s-o arunci la Bârsești, nu erau locuri pe aici. A băgat pe alții care habar nu au, că de asta e înfocată ea așa. Păcat că sunt elevi care sunt mai bine pregătiți decât profesorii, în special așa în învățământ, la primar. E nedescris ceea ce se întâmplă și avem pretenții că nu avem elevi bine pregătiți, și dar cred că o să se ia măsuri până la urmă, pentru că în școli trebuie să avem un progres continuu, nu cum e acum. Într-adevăr, sunt profesori care n-au ce căuta în școală. Spun, sunt mult mai bine pregătiți unii elevi decât profesorii. Tineretul, cum știm cu toții, a trecut pe Facebook, internet și toate minunile și îi cam depășesc cu telefoanele. Eu am văzut la Sârbi, am trecut lângă o școală și n-am văzut un copil cu telefonul la ureche sau în stradă. Adică nu mai sunt interesat să învețe, mai mult de tehnologie și de alte lucruri. Degeaba profesor, învățător, educator. Educatorul e pentru cei mici, aia nu știu. Dar cei mari s-a dat mult internetului. Și internetul
a zăpăcit tineretul. Vorba bătrânească. Din păcate, la cel mai important examen, la examenul maturității, elevii gorjeni au dat greș în ultima vreme. În două licee din Gorj, niciun elev nu a promovat bacalaureatul nici după rezolvarea contestațiilor. Este vorba despre Liceul Tehnologic Turburea și Liceul Tehnologic Stoina. Niciun elev din județul Gorj nu a reușit să obțină în acest an media 10 la bacalaureat. Cea mai mare medie este 9,98, promovabilitatea fiind puțin peste 60%. În județul nostru este însă vorba și despre un paradox. Sunt și licee care produc olimpici, nu doar perdanți la examene. În anul 2017, Gorjul a fost reprezentat la nivel național de 150 de elevi prezenți la olimpiadele școlare. Cei mai mulți dintre aceștia provin de la școli consacrate: Colegiul Național Tudor Vladimirescu, Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, Colegiul Național Spiru Haret. Olimpiadele au fost la discipline precum limba și literatura română, matematică, istorie, geografie, biologie, chimie. Există posibilitatea ca problema să fie nu doar la elevi, ci și la profesori. Anul acesta, la examenul de titularizare, 95 de aspiranți la catedră au obținut note între 1 și 5. Și mai grav este faptul că notele rușinoase au fost obținute la materii precum limba și literatura română, matematică sau geografie. Două noi sensuri giratorii vor fi date în folosință în această toamnă la Târgu Jiu. Unul dintre acestea se regăsește la intersecția străzilor 9 Mai cu Nicolae Titulescu, iar al doilea va fi amenajat în barieră în intersecția dinspre localitatea componentă Bârsești. Ambele obiective au menirea de a fluidiza traficul rutier din oraș, mai ales că în scurt timp va începe și noul an școlar, fiind de așteptat ca circulația rutieră să fie din nou sufocată de numărul mare de mașini. Primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a anunțat că sensul giratoriu din 9 mai va fi gata până la începerea noului an școlar sau cel mai devreme pe 7 septembrie. De asemenea, în bariera dinspre Bârsești va fi amenajat în primă fază un sens giratoriu provizoriu din balize. Ulterior se va stabili dacă traficul rutier este ajutat de sensul giratoriu respectiv și se va trece la construirea unuia permanent. Unul în momentul de față e în lucru. Până pe data, așa cum am stabilit, până pe data de 10 septembrie, lucrurile vor fi finalizate. Eu cred că vor fi finalizate chiar pe data de 7 septembrie, din discuțiile pe care le-am avut astăzi cu domnul Zaharia. S-a lucrat și azi noapte, am verificat, lucrurile sunt în grafic și mai luăm în calcul în acest moment construirea unui sens giratoriu în bariera de la intersecția spre Bârsești, Bârseștiul cu Băleștiul acolo, în zona respectivă. Aveam ca variantă ori modernizarea semaforizării, ori construirea unui sens giratoriu. Vom face un sens giratoriu provizoriu cu balize o perioadă de timp, vedem exact cât de eficientă va fi această soluție și vedem dacă mașinile de mare capacitate vor putea folosi acest sens giratoriu, după care putem să luăm decizia păstrării în permanență unui sens giratoriu în acea zonă. Traficul din zona Lido va fi dirijat cu ieșire în strada 9 Mai de pe străzile Alea Plopilor și Alea Teilor. Noaptea trecută a început și relocarea liniei de contact a troleului pe noua poziție, urmând ca în această perioadă transportul public în comun în zona respectivă să fie asigurat de autobuze, programul și frecvența acestora nefiind modificate. Fostul senator al ALDE Gorj, Scarlat Iriza, a semnat adeziunea la PSD și a devenit membru cu acte în regulă, lucru recunoscut și de președintele executiv al PSD Gorj, Mihai Weber. Deputatul a menționat că inițial Scarlat Iriza a avut o serie de nemulțumiri în ceea ce privește situația din PSD, care s-au stins însă acum. Scarlat Iriza va fi prezentat public în cadrul unei conferințe de presă a socialdemocraților gorjeni. Senatorul va deveni și vicepreședinte al organizației județene, acesta semnând deja adeziunea la PSD Gorj, partid din care a plecat în urmă cu câțiva ani, din cauza unor certuri pe care le-a avut cu Ion Călinoiu, președinte executiv al partidului la acea vreme. Liderii PSD Gorj au dat uitării nemulțumirile lui Iriza din trecut și l-au reprimit acum în partid. Domnul senator Iriza a făcut adeziunea e la mine, o să facem și un anunț oficial. Este domnul senator Iriza, face parte din PSD, s-a întors practic din formațiunea de unde a plecat. La momentul respectiv, având anumite nemulțumiri, pe parcurs nemulțumirile respective s-au estompat sau au dispărut. Spunea că va negocia și o funcție. Păi în mod normal este o cutumă ca orice parlamentar dintr-o formațiune politică să primească automat sau să dețină funcția de vicepreședinte al organizației. Proaspăt sosit în PSD Gorj, Scarlat Iriza promite că se va implica în alegerile care vor urma și este convins că va face echipă mai bună cu toți socialdemocrații gorjeni, în ciuda neînțelegerilor din trecut, senatorul lăsând să se înțeleagă faptul că vizează un loc pe listele PSD Gorj la următoarele alegeri parlamentare. Am rebegit 2 ani jumate pe la 2 partide în care am făcut organizații în tot județul și chiar cunosc acest județ, cunosc problemele oamenilor și vă spun în premieră de ce am decis ca să vin înapoi acasă.
pentru că am foarte multe proiecte în Parlamentul României cu domnul Florin Cârciumaru și domnul Mihai Weber și am considerat că e bine ca toți să tragem la aceeași căruță, adică să fim în aceeași formațiune politică. De ce? O să vină alegere în curând și dacă eu rămâneam, să zicem, la ALDE, eu, Iriza zicea, Iriza, eu am făcut proiectele de lege, domnul Cârciumaș cu domnul Weber ziceau că dânsii au făcut și nu era bine. Am zis să fim o echipă și suntem într-adevăr o echipă chiar de când am început mandatul de senator și domnul Florin Cârciumaș de senator și domnul Weber de deputat. Autoritățile din Târgu Jiu vor monta în parcuri și în cartierele din municipiu 16 noi locuri de joacă. Acestea au fost achiziționate recent și vor fi montate în perioada următoare, astfel încât să fie puse cât mai repede la dispoziția celor mici. Unul dintre cele mai moderne locuri de joacă va fi amenajat în parcul central din Târgu Jiu. Primăria Târgu Jiu a început montarea a 16 locuri de joacă. Copiii vor avea la dispoziție și în parcul central un loc de joacă nou. Edilul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a spus că exista o întârziere din partea constructorului, însă lucrările au fost demarate în parcul central la locul de joacă dinspre piața centrală. Romanescu a mai afirmat că toate echipamentele au fost aduse deja la Târgu Jiu și se află în depozite. Ca o noutate, în locurile de joacă nu va mai fi folosit nisip, ci va fi turnată o soluție pe bază de cauciuc, o grosime de 4 cm. Materialul respectiv va asigura o protecție mai mare pentru copii. Exact așa cum am promis, din păcate constructorul a întârziat 2 săptămâni. Au început cu cel mai important loc de joacă pe care l-avem în acest moment, mai ales în cont de faptul că acolo merg și foarte mulți turiști, locul de joacă de la Parcul Central și urmează ca în perioada lunii septembrie să ia fiecare loc de joacă în parte. Componentele sunt aduse, sunt depozitate în momentul de față la SC Edilitara la noi și se lucrează, se demontează componentele vechi și se aduc cele noi pentru a putea să se reabiliteze locurile de joacă. Toate locurile de joacă pe care le realizăm în acest moment nu vor mai avea nisip, vor avea o soluție pe bază de cauciuc de 4 cm, un cauciuc special pentru a putea amortiza și atenua orice cădere care s-ar putea realiza de pe acele corpuri pe care le instalăm. Știrile se opresc aici, sunt Mirela Drăgan, vă mulțumesc pentru atenție. Cu alte informații vă aștept mâine seară de la ora 18.